În ultimele zile se vehiculează tot mai multe scenarii cu privire la comasarea alegerilor locale, fie cu cele europarlamentare, fie cu parlamentarele ori prezidențialele. Invitat în platoul emisiunii Hunedoara 1 TV, primarul municipiului Hunedoara a declarat că, citez, cei mai importanți politicieni din România sunt primarii, subliniând astfel faptul că în anii electorali toți vor să se asocieze cu edilii, în special cu cei care au realizări notabile în comunitățile pe care le reprezintă. Mai mult decât atât, Dan Bobouțanu a mai declarat că nu râvnește niciun alt post la București sau în altă parte, ci va rămâne alături de hunedoreni. Cei mai importanți politicieni din România sunt primarii. Pentru că unii vor să cupleze europarlamentarele cu locale cu primarii, alții parlamentarele cu primarii, alții prezidențiale cu primarii. De ce? Pentru că primarul are cea mai mare credibilitate dintre toți politicii, primarul și președintele Consiliului Județean, că sunt aleși unii nominal, dintre toți politicienii din România. Cea mai mare credibilitate. Dacă și-au făcut datoria față de comunitate, după ce trec aceste alegeri, primarii iară sunt uitați. Sunt uitate comunitățile lor. Și ajuns să te căciulești pe la nu știu ce minister, mie nu mi s-a întâmplat. Dar au și o discuție de la alții. Ca să implementez un proiect, am nevoie de finanțare din altă parte. Sigur că da, nu mi s-a întâmplat acest lucru sau dacă mi s-a întâmplat, nu a avut repercursiune asupra orașului, ar știu să fiu deosebit de insistent. La fel de multe scenarii, precum cele referitoare la comasarea alegerilor locale, s-au creonat și în ceea ce îl privește pe Dan Bobouțanu, referitor la o posibilă candidatură la un post la București, lucru infirmat de către acesta. A pleca în altă parte în momentul acesta n-ar fi decât o lașitate din partea mea. Ba mai mult, nici nu vreau și nici nu pot. Și doresc să candidez la primăria municipiului Hunedoara, doar la primăria municipiului Hunedoara. Nu la Consiliul Județean, nu în Parlamentul României și nici ministru într-o formă de guvern a partidului nostru. Sunt foarte mândru de faptul că cetățenii m-au ales de două ori. Sunt, cum să zic, este ca la loto, adică care ar fi posibilitatea ca din 60.000 de alegători să fii tocmai tu ales. Îmi place ceea ce fac. Echipa mea este o echipă foarte bună creată în an de zile și încă o dată repet și subliniez și pentru toată lumea. Voi candida alături de echipa mea în anul 2024 doar la primăria municipiului Hunedoara.